Bun. Am ajuns la un subiect destul de controversat în ultima perioadă, recoltarea de celule stem la naștere. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta, la modul general, nu neapărat recoltată la naștere, în primul rând? Aici e foarte, știți cum, apropo de că vă spuneam, suntem obosiți. Deci, efectiv, subiectul ăsta ne-a obosit și știți de ce? Pentru că nu știu ce s-a întâmplat în țara asta, chiar nu știu. Eu recoltez celule stem de când eram specialist, medic primar acum, deci au trecut ceva ani, mulți ani. Și n-am înțeles niciodată de ce, de atunci când recoltam și lumea înțelegea importanța recoltării, noi explicam despre ce e vorba, culmea. Atunci erau puține linii de cercetare deschise, că na, da. era la început, exact. Tehnologia era la început, ideea de celulă stem era la început, rezultatele erau puține. Avem zeci de mii de transplanturi făcute în 15 ani, 20 de ani, au trecut, nici nu mai știu. Da. Și totuși avem o mare problemă în România. Avem televiziunile și, în general, mass media, care nu e... Eu am ajuns la concluzia că oamenii care vorbesc de problema asta nu sunt sănătoși. Știți de ce spun asta? Și o spun cu mare răspundere. Pentru că cei care au comentat, în primul rând că nu era un domeniu. În al doilea rând, că nu a fost vreodată vreo dezbatere în care să pui doctor pe o parte și, nu știu, aceea, că nu pot să le spun altfel. Da. Sau un medic transplantolog. Sau un medic care cu asta se ocupă. Sau un medic care tratează, eu știu ce, cancere de sânge. Sau un medic cum sunt, uite, chiar vorbeam apropo de celule stem utilizate în boli nervoase, cum ar fi parezia nervoasă centrală, care, apropo de trimestrul 3, pentru noi este o mare dramă, niciodată nu o să ne dăm seama de ea, este rarisim să-ți dai seama de ea in utero, și vezi că au rezultate, le prezintă toată lumea, sunt palpabile rezultatele, le spui pacientei și totuși, în ultima vreme am observat așa o rezistență și o reticență cum nu mi-a dat să înțeleg și să văd nicăieri, în nicio țară. Da. Am fost în alte părți, n-am auzit așa ceva. Culme! Deci, recoltarea celulei stem, care e o procedură ușoară, durează puțin, nu îi se întâmplă nimic mamei sau copilului, da. Le spun, doamnă, ideal e să nu aveți nevoie de aceste celule, dar ferească Dumnezeu să aveți. Că atunci nu mai știți în ce colț să vă duceți să găsiți celule compatibile, multe și așa mai departe. Da. S-ar fi o chestie. Deci mai bine să le ai și să nu le folosești decât invers. Și doi, avem această replică, domnule, și ce facem cu ele? Și dacă le dăm un pliant de la orice firmă ar fi, unde se spune clar, domnule, asta se face cu celule, tot rezistență mare avem. Și atunci eu nu pot să înțeleg de ce, dacă medicul recomandă această recoltare de celule, dacă tot ne întreabă apropo de autism, că sunt studii acum pe autism, dacă un copil care nu vorbește cu tine îți arată acum pe hârtii, după 4 luni de terapie cu celule stem, ok, e la început, studiile sunt în derulare. Medicina și vor fi oricum foarte... evoluează, iar asta este o certitudine, nu mai este continuă. Marketing exact. La mijloc. Nu mai e marketing, doamnă, zic, de atâția ani, nu mai glumim acum. Da. Celule stem se folosesc de atâta vreme, știm despre ce e vorba și o să vină, probabil că o să vină un moment de cotitură în care din celula stem ea se va crește și va apărea orice. Da. A fost, de exemplu, un articol cum a apărut așa, a dispărut, în care s-au făcut ovocite. Păi dacă facem ovocite, am rezolvat problema infertilității pentru toate femeile din lume. Dacă la naștere îi recoltez celulele stem și mai încolo creăm ovocite, am dat exemplul ăsta că apăruse la un moment dat, s-a încheiat lucrarea, gata. Exact așa cum, referitor și la organe, pentru că a fost tot așa un articol, organe. O inimă construită practic din celule stem de la zero, perfect funcțională. Deci practic o să le facem cu propriile celule stem compatibile 100% cu noi și spuneam că le și spun, doamnă, sunt lucruri palpabile, care se fac, se practică, se face transplant inclusiv în România, nu numai în străinătate, și sunt lucruri care sunt în studii. Foarte mult și, iar, doamne, transplanturile au fost foarte multe, adică nu mai e o problemă de marketing, nu este o excrocherie, nu e o poveste, este o certitudine și un lucru medical. Eu aici cel puțin așa este îndemnul meu către paciente, apropo de acest trimestru 3, când le rugăm să-și pregătească lucrul ăsta și să se și informeze, apropo de cei care se ocupă în domeniul ăsta cu lucrurile astea, le spunem, doamnă, eu poate n-am toate informațiile, sunt mai updatați, sunt la băncile respective, știu ce s-a întâmplat, au statistică, știu cât s-a scos din bănci, știu ce înseamnă un transplant, pentru ce s-a făcut transplantul și așa mai departe.
Pe de altă parte, după aceea ne întreabă, știți, întrebarea cea mai grea. Domnul doctor, de unde știm noi dacă e autist sau nu? Păi, doamnă, dacă tot nu știm, dacă nu avem nicio dovadă medicală in utero, dacă habar n-aveți, nu mai bine vă pregătiți, Doamne ferește. Da, da. Sunt femei care îmi spun, domnul doctor, știți, beta talasemie și păi, doamnă, dați-o încolo de treabă, zic, e păcat de Dumnezeu. Da. Pentru că, da, au fost voci care au spus, ce lăsăm să găsesc și în altă parte. Ok, câte? Cum le scoatem? Ce fac? Exact. Eu le am sub mână. Le am la momentul respectiv, pui un ac, durează 2-3 minute, e pus în pungă. Da. Plus că sunt și pure, adică nu putem să le comparăm pe cele recoltate la naștere cu cele recoltate la maturitate. Da, deci este o chestie, foarte multă lume după care, cel puțin noi cu ce ne-am mai lovit, s-au mai legat de multe ori de costuri. Și zic, doamnă, dacă faceți o socoteală în cât timp să țin aceste celule, costul nu mai devine așa o problemă, pentru că beneficiu, cost-beneficiu, când spun pentru ce urmează să faceți cu ele, dacă, Doamne ferește, aveți nevoie de ele, lucrurile se schimbă de la cer la pământ. Da, pentru că, într-adevăr, costurile unui transplant, ce auzim pe la televizor, 100-200 de mii de euro, sunt costuri reale, dar pentru cei care nu au o proprie probă stocată undeva într-o bancă privată și trebuie să acceseze o bancă publică, într-adevăr, și un donator. Da. Este clar că le considerați util această recoltare de celule stem la naștere, asta era următoarea mea întrebare. Spuneți-mi, vă rog frumos, viitoarele mămici, cam în jur de săptămâna 30 ar trebui să ia această decizie. Vă mai întreabă, vă anunță direct la naștere sau nu. Este strict o decizie personală? Nu. Acum, vă mai... treaba era așa, când noi aveam COVID și veneau aici bărbații, știți că bărbații nu știu de ce, ei ne întreabă de celule stem aici. Este o chestie, cred că, pur românească, cred balcanică. Că, cred că bugetul stă la tati. Da, sau nu știu de ce. Ideea e că ei ne întreabă și ei le știu pe toate. Acum nu mai vin, slavă Domnului, vorbim cu pacienta doar. Da. Problema e așa, au fost două feluri de pacienți, exact cum spuneți. Cam în jur de 30-32 de săptămâni ne întreabă ce sunt, doamnă, pe la 36 de săptămâni să aveți kit-ul acasă. Că, da, na, se poate întâmpla oricând, oricând interior. Unul la mână și doi la mână. Sunt și paciente care își iau informațiile nu de la firmele care promovează lucrul ăsta, ci de la alte prietene, de la alte gravide, de la alte cunoștințe care au mai recoltat. Și acolo informația e mult mai ușor de introdus, pentru că ea știe exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, celelalte ne cer părerea. Da. Și atunci noi, exact asta le spun, doamnă, e un trimestru 3, nu știu cum va evolua, nu știți ce se va întâmpla în următoarele 2-3 luni de la naștere, un an, că cam pe la un an încep să se vadă lucrurile. Da. Ca urmare, de aici începe sfatul nostru către pacientă, 30-32 de săptămâni. Deci, oricum, sfatul este să vorbească puțin și cu medici, să le explice, de ce nu se ia o decizie personală, nu vreau, fără să întrebe cam la ce riscuri să le numim așa, să expun în cazul în care nu fac. Ce se întâmplă în momentul în care, în schimb, problema este financiară, din păcate, în România. Da. Acum, știți cum e, eu lucrez într-o instituție privată, cu costuri nici ridicate, nici exagerate, dar nici mici. Mediu. Deci noi suntem undeva de mediu. Problema se mai pune și financiar, sunt de acord. Și atunci dacă faci o socoteală că bugetul unei nașteri trebuie să includă și recoltarea cele stem, nu știu, eu stau să mă gândesc ce le-ar putea să le îndepărteze de nici măcar întrebarea, la mai mici categoria aceasta, exact cum spuneați, bugetul stă la tati. Și tati îi spune, nu mă interesează, atunci nu mai vine întrebarea. Da. Sau vine întrebarea, dar în final nu se realizează transplantul, adică recoltarea. Recoltarea, da. Din punct de vedere medical, este, cum este, povestiți-ne despre procedură. Cât durează, este grea, foarte simplu. Aici avem invazivă, non-invazivă? Nu, aici avem doar câteva remarci. Pentru că în momentul în care, prin naștere naturală, naștere cezariană, este foarte simplu, cordonul este foarte la îndemâna noastră, e tăiat de la copil, pui un ac și durează câteva minute. Acum, avem o singură problemă. Tipurile de cordon umbilical, și spuneam că cu cât ai un copil mai mic, cu atât o să ai o problemă de cordon și de placentă, și atunci trebuie să te aștepți ca recoltarea celulei stem să nu fie minunată, să nu fie cea mai mare cantitate din viața ta, nu umpli punga aia. Da. La sânge. Da, nu se umple punga și, mă rog, întrebările, dar de ce la mine n-am recoltat cât a recoltat la doamna elaltă? Doamna, zic, fiecare asta e singura problemă pe care o avem. În rest este o procedură simplă, neinvazivă,
bagiunac în cordon umbilical și cu asta s-a terminat. O întrebare foarte, foarte des întâlnită și da, mi-am adus acum aminte de ea. Spuneți-ne puțin despre clamparea întârziată a cordonului. Asta a fost tot întrebarea la toate, la toate întâlnirile noastre și când ne întâlneam cu gravidele. Apropo, că asta ne lipsește foarte tare, vorbim în fața unei camere acum, în loc să stăm cu gravidele de vorbă. Acolo a fost un neonatolog la ultima întâlnire, care neonatolog am crezut că le ia la bătaie la un moment dat pe paciente. Nu, chiar nu glumesc. Deci treaba cu clamparea este foarte interesantă. Facem o socoteală, cordon umbilical, aduce sânge către copil. Noi am scos copilul. Da. Nasul și gura lui sta afară. Copilul a tras prima gură de aer. Trage prima gură de aer, înseamnă ce? A pus în funcție ventriculul stâng. Dacă pune ventriculul stâng în funcțiune, a oprit, practic, comunicarea între cele două atrii, deci orificiul botalo s-a închis, ceea ce înseamnă că inima dreaptă e complet izolată de inima stângă. Atunci presiunea în cavă se schimbă, ductul venos se închide, nu mai comunică. Deci, practic, mare lucru nu se mai întâmplă. Da. Doi, tot intră în copil hemoglobină fetală. Și riscă policitemie, dacă nu mă înșel. Odată și doi, prelungirea, că asta spunea și medicul neonatolog, prelungirea icterului neonatal. Da, da. Deci, vorba lui, minutul de aur, ora de aur, ziua de aur și toate poveștile de Facebook, nu țin cont de ce spunem noi aici. Deci, exact, este absolut indiferent când clapăm cordonul ăla. Recoltarea oricum se poate face, da, n-are nicio legătură. Sunt paciente care doresc chestia asta, dar repet, nu poți să ai un copil care primește două surse de hemoglobină. Da. Și are două surse de acum de hemoglobină, aerul venind din două părți, îi vine oxigen încă de la mamă, îi vine oxigen și lui prin respirație. Nu văd cum ar putea să-l avantajeze acel sânge matern, când sângele ăla matern deja nu-i mai convine lui. El este, în sfârșit, o ființă ca noi. Deci, practic, se decide când să se facă această clampare a cordonului la momentul nașterii. La momentul nașterii, când bebe este bine, că îl se vezi vede. Că e bine. Exact. Pentru că n-ai nevoie să-i tai, nu tăiem cordon așa, glonț, instantaneu. Nu, întâi îl vezi că este ok. Da. De ce? Clar. Pentru că dacă nu e ok, nu e nicio problemă, primește tot ce trebuie pe acolo. Da. Îl ștergi, că te întreabă neonatologia, lasă-l ușurel, vezi dacă respire, că îl vezi. Deschide ochii mari, se sperie de lumină, începe să plângă, aia tușește. Primul reflex. Da. Perfect. Deci asta înseamnă că lucrurile se întâmplă cum trebuie. După care vine reflexul de prins, prinde tot, pense, câmpuri, tot ce vrei, le ia după el, nu le mai poți scoate. Da. Așa, iarăși un lucru bun. Și dacă îl vezi că este... Și începe ușor, ușor să erozeze. Ce sens are să-i bag hemoglobină fetală în el? Da. Practic, atunci, e clar că dacă devine prea roșu, chiar n-am, dacă va de ce înțeles, să mai fac, exact. Da. Nu sau dacă este logica. Prea alb, am înțeles. Ai altă poveste cu dacă este îl prea mai lăsați să... Hai să zici că îl mai lași un pic, dar nu foarte mult. E vorba de minute. Asta vreau să vă și mai e o problemă. Cu cât îl lași mai mult, cu atât șansele să recoltezi sunt mai mici. Da. Pentru că placenta are un mecanism de decolare prin orice naștere ar fi. Că e naștere naturală, că e cezariană. Acum, cum se fac multe cezariene în ultima vreme, în România procentul e destul de mare, vorbesc la spitale de stat, nu neapărat la privat, te gândești, domne, noi am împins copilul ăsta. La propriu l-am împins ca să iasă. Știm noi oare dacă placenta nu decolează foarte repede? Da. Și atunci se pune problema, dacă vrei să ai succes cu recoltarea, hai să și recoltăm. Dăm copilul la neonatologie, își văd de treaba lor și noi ne facem treaba ca să și merite recoltarea asta. Să se umple punga, cum spun eu. Da, cantitatea aia celor stem contează. Și atunci, și atunci este foarte important ca minutele alea în care noi practic n-am face nimic, e în alea 3 minute, repede să... Da. Și mai e un aspect, că nu pot să recoltezi, dacă Doamne ferește, urgență. Da. Atunci, asta era următoarea mea întrebare. Da. Atunci nu mai recoltăm. Dacă nu ne putem permite să recoltăm cu o hemoragie debordantă, nu mai recoltăm. Și mai e un aspect, când decolarea se face instantaneu. Am pățit-o. Decolarea s-a făcut instantaneu. Adică la naștere, a ieșit copil și după el, hop, a căzut și placenta. Da, nu mai avut ce să recoltezi. Aici e discutabil. Deci, astea sunt lucruri, în schimb, care se întâmplă fix în momentul nașterii. N-ai cum să le prevezi. A, le spunem pacientelor ce s-ar putea întâmpla. Că există. Există, riscuri, sigur. Și cam atât. Da, da, da. Și cam ce ar putea împiedica această recoltare, în afară de cele menționate dumneavoastră? Da,
Mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Clar, bebe este prioritar, apoi mami și abia după recoltarea de celulele stem. Cordonul prost. Am înțeles. Cordonul prost. Gândiți-vă că sunt două artere și o venă. Minunat. Două. Extraordinar. Dar totuși, câteodată vezi așa o gelatină groasă, un cordon foarte, foarte, foarte învârt, împletit. Da, da. Și în momentul ăla te încurcă teribil de tare recoltarea. Degeaba introduce acul, degeaba... Acul, da. Cordonul are niște vase atât de proaste și așa de încălcite, efectiv sunt crescute. Încât ciudat. Nu ajunge deci, unde trebuie. N-am cum să iau cantitatea care trebuie, câteodată presiunea atât de scăzută în acest cordon, nu curge nimic. Poți să faci cel mult o recoltare de cordon, de unde, da, merită să-l iei, că na, avem kiturile în care recoltăm și bucata de cordon. Aia ok. Are și gelatină, are de toate ok. Știm că se recoltează de acolo. Dar ce am vrut să zic este că problema principală ar fi cordonul și a doua e placenta. Dau un exemplu. Dacă ai un copil de 2 kg 600, la 2 kg 600 placenta e cât arăt eu aici. Știm noi oare cât pulsează, cât se duce, da, cât vine și la mine în pungă. E puțin mai complicat. Asta este, iarăși, le vedem la fața locului, dar să știți că le anunțăm pe paciente. Dar un copil mic, vom vedea cât recoltăm. Da. De important, în concluzie, este să se facă recoltarea, pentru că, până la urmă, o cantitate mare de sânge nu garantează și un număr mare de celule stem, sau invers, o cantitate mică de sânge nu garantează să facă recoltarea. Să facă recoltarea, pentru că așa, practic, au un plan B în caz de, Doamne ferește, da, se poate întâmpla ceva. Exact. Sau de ce nu, ne gândim la lucruri frumoase și poate rejuvenare facială, dantură și... Orice ceva, exact. Lucruri benefice pentru că au și alte beneficii. Din experiența dumneavoastră, cam când vă anunță viitoarele mămici de recoltare? Înainte, la fix înainte de naștere? Nu, la naștere? La 36 de săptămâni. Că așa și recomandați să se întâmple? Pentru că dacă eu vorbesc cu ele la 30-32... Noi putem să punem și o întrebare. Doamna, v-ați gândit cumva ca să le explicăm după aia la 36 să aibă kitul. Da, da. Și dacă recoltează în Sfântul Octor, vedeți că o să recoltăm, pentru că după aia ne anunță și asistentele din preoperator, vedeți că aveți kit. Da. Să nu cumva să ne grăbim să facem deliverența de placentă și atunci, sigur că după 36 de săptămâni știm fiecare pacientă ce se va întâmpla cu apropo de recoltare. Deci, practic, ideal pentru dumneavoastră și așa recomandați cam în săptămâna 36 să avem toate informațiile, și kitul, și contractul, și tot ce se face, că nici nu le știu, dar ideea e să știm sigur că ne-am informat pacientul. Da, da, da.